Hey, hey, salutare, dragilor și bine ați revenit pe canal. În acest material o să descărcăm și vom instala uh, aplicația C-Cleaner. Este un programel care vă ajută foarte mult PC-ul. Are și variantă gratuită. Uh, optimizează registrii, optimizează hard disk-ul, uh, șterge fișierele nedorite. Haideți să vedem! Dacă vă place materialul, apăsați butonul de like. Dacă nu v-ați abonat la canal, abonați-vă, apăsați și clopoțelul pentru a primi toate notificările care apar pe canal. Deschidem un browser, scriem Si Cleaner și alegem primul rezultat pe care ne-l oferă Google-ul. Bun, si, Get C Cleaner Pro nu ne interesează, ne interesează varianta gratuită, și la descărcare. Ok. Alegem să salvăm pe, pe desktop kitul de instalare. Bun. Dublu click. Aici putem uh, să alegem uh, opțiunile pe care nu le dorim, sau uh, să le lăsăm așa. Bun. Le lăsăm așa cum sunt. View, Release, Notes nu ne interesează. Pornim aplicația. S-a creat și șorcatul pe desktop. I-dăm un uh, Analyze. Să vedem prima la prima scanare. A și găsit ceva. Deci sus aici afișează și specificațiile PC-ului. Ok, bun. Custom clean aici alegem ce vrem să, să scaneze pentru curățare. Aici în registri, easy clean. În momentul în care dați easy clean, aplicația va merge prin tot ce este selectat aici. La tools vă mai jucați. Voi aveți ce programe să pornească sau să fie sau să le opriți în momentul în care se restartează sau pornește și sistemul de operare, PC-ul. Bun, diferite opțiuni. Cam asta, cam asta, a fost pe scurt despre CCleaner aplicația pe care vi o recomand. Până data viitoare eu sunt Raul, a fost pe tutoriale cu Raul. V-am salutat. Dacă vă place materialul, apăsați butonul de like, dacă nu v-ați abonat la canal, abonați-vă apăsați și clopoțelul pentru a primi toate notificările care apar pe canal.